Aproape 340 de, mii de certificate digitale au fost eliberate până ieri, te anunță STS. Cele mai multe au vizat vaccinarea, peste 280.000. Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a anunțat ieri un acord privind reformarea sistemului fiscal internațional, urmând să fie aplicate noi modalități de taxare a companiilor multinaționale. Facebook publică astăzi un raport cu conținutul eliminat în perioada 15 mai-15 iunie. Raportul final va fi prezentat pe data de 15 iulie. Sorana Cârste a câștigat partida cu Victoria Zarenca, locul 14 mondial în turul al doilea al turneului de la Wimbledon. Românca a trecut de jucătoarea din Belarus în trei seturi, scor 7 la 6, 3 la 6, 6 la 4. De astăzi până pe 11 iulie poți să mergi la Festivalul Filmului Francez din România. Ai filme în mai multe orașe, printre care București, Sibiu și Constanța. Și tot astăzi începe Jazz Timișoara. Este cel mai mare festival organizat în ultimul an și jumătate.